Astăzi vreau să vorbim despre formula magică formată din 4 suplimente care te va ajuta să ai un somn odihnitor, care te va ajuta să combați depresia, care te va ajuta să combați anxietatea. Sunt foarte multe persoane care suferă de aceste probleme, poate de ani de zile, și nu au reușit să găsească rezolvarea problemelor Și atunci ceea ce este important să faci este să aduci într-un stil de viață sănătos aceste patru suplimente. Nu spun că dacă nu schimbi stilul de viață, vei reuși total să rezolvi problema, ci spun că ar trebui să ai un stil de viață sănătos. Iar pe lângă acest stil de viață sănătos, în care respecti orele de masă, în care începi să faci exerciții fizice, în care te trezești toată cu soarele, pe lângă toate acestea, poți veni și suplimenta și cu aceste patru suplimente. Și vorbim. În primul rând, de melatonină, vorbim de glicină, magneziu și, în ultimul rând, inozitol. Sunt patru suplimente care, împreună, te vor ajuta să ai un somn odihnitor și să combați aceste stări depresive, aceste stări anxioase. Dacă începem cu primul, melatonina este hormonul somnului, așa cum se spune, nu dă dependență, asta să nu îți iei în calcul faptul că dacă vei lua melatonină, nu vei mai putea dormi fără melatonină. Din contră, melatonină poți să iei, te va ajuta să dormi mai bine, te va ajuta să te regenerezi, iar în momentul în care vei opri Suplimentarea cu melatonină, melatonina proprie se va secreta din nou. În al doilea rând, glicina, un neurotransmițător și un aminoacid, mecanismele prin care își face efectul este să scadă temperatura corpului pe timpul nopții și, practic, îi dă semnal corpului că ar trebui să doarmă. În același timp, are un rol esențial în producerea de colagen și în refacerea și regenerarea organismului. Magneziu, al treilea supliment este esențial pentru a te scoate din stres, pentru a te scoate din sistem nervos simpatic și a te duce în sistem nervos parasimpatic, acolo unde corpul tău se regenerează, îți dă starea de bine și îți ajută foarte mult și sistemul nervos te ajută în relaxare. Practic. 4. Inozitolul este categorisit în zona sa a vitaminelor B, dar ceea ce face inozitolul este la fel să te aducă în această stare în care organismul tău se regenerează, are un efect foarte bun la nivelul sistemului nervos și în același timp mai este numit și vitamina somnului. Cele patru suplimente care ar trebui să le iei spre seară, da? adică ar trebui să le împingi undeva între orele, să spunem, 20 și până la orele 23 sau uh, aproape de miezul nopții dacă te culci așa târziu, dar ideal este să nu te pui la somn târziu și să te pui la somn între orele 21 și 23 maxim. După orele 23 în medicina chineză se spune că se activează triplu încărzitor care îți activează oarecum și cortizolul. De aceea este bine să nu ajungi în faza aceea, ci să te pui la somn înainte. În acest fel, în acest mod, vei reuși, suplimentând cu cele patru, plus stilul de viață sănătos, plus nutriția cu trei mese pe zi sau cu două mese pe zi sau cu trei mese și două gustări pusă la punct, plus partea de sport, în care ar trebui să faci măcar de trei ori pe săptămână exerciții fizice, să mergi măcar de trei ori pe săptămână pe jos, câte 30 de minute, 60 de minute și în ultimul rând să începi să spăzești gândurile și emoțiile pe care le ai, pentru că în felul acesta vei rezolva toți cei 4-5 piloni de care ar trebui să te ocupi în viața ta și aici intervine nutriția, sportul, gândul, emoția și mediul. Dacă ai întrebări, scrie-le în comentarii și ne vedem data viitoare.